Din nou în direct, continuă actualitatea imediat despre ce a constatat inspecția DSP Ialomița la spitalul din Urziceni, acolo unde, știți prea bine, o femeie a fost nevoită să nască pe asfalt în curtea spitalului. Înainte însă, o amendă uriașă dată de o altă direcție de sănătate publică pentru spitalul din Urlați, județul Prahova, acolo unde unui tânăr i-a fost cusut în timpul unei operații o bucată de metal în picior. După ce cazul șocant petrecut la Urlați a ajuns în atenția publică, Direcția de Sănătate Prahova a demarat o anchetă la spital. În urma controlului au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 32.000 de lei. Acestea au fost date pentru nerespectarea procedurii referitoare la acordul pacientului, dar și pentru necompletarea tuturor rubricilor din formularul privind acordul pacientului informat. De asemenea, Colegiul Medicilor Prahova va fi sesizat pentru verificări în ceea ce privește modul în care a reacționat medicul care s-a ocupat de bărbat atunci când acesta a fost adus la camera de gardă. Ancheta DSP vine după ce un tânăr a acuzat un medic că i-a cusut în picior mânerul de 8 cm de la frâna de mâna bicicletei cu care căzuse. Deși bărbatul a revenit la spital deoarece avea în continuare dureri, iar starea se agrava, medicii i-au spus să pună gheață și l-au trimis acasă. În zilele ce au urmat, piciorul bărbatului a început să se umfle. Norocul său a fost că a plecat în Olanda, unde lucra. În timpul călătoriei i-au plesnit cusăturile și a fost nevoit să-și schimbe bandajul de mai multe ori. În momentul în care a ajuns, angajatorul său s-a îngrozit de starea în care era, așa că l-a trimis de urgență la o clinică. După ce medicii olandezi l-au consultat și au deschis rana, au rămas complet șocați de ce au putut găsi sub pielea pacientului. Acum bărbatul merge zilnic la control, urmează să facă recuperare medicală, dar se află și sub riscul unei noi operații. Da, și uite așa, situația spitalelor românești ajunge să facă turul Europei la propriu, Oana Stănciulescu, nu? Probabil că ea s-au minunat acolo și au zis, domnule, de infecții nosocomiale am mai auzit, de neprevăzut am mai auzit, de spitale care sar în aer, de la butelii de oxigen, de la cabluri neizolate și așa mai departe, dar uite, chiar așa să coși un obiect metalic care ți-a intrat în picior în timpul accidentului, tu să-l lași acolo și să-l coși bine acolo și după ce vine omul de 3 ori, tu să-i spui nu e vina mea, mai ia tu un analgezic și du-te acasă. Asta cred că n-au mai văzut aia din Olanda. E un caz fericit, pentru că nu a rămas în Urlați. Să ne imaginăm că băiatul respectiv nu ar fi plecat din țară. Și săracul nu a plecat cu avionul, pentru că n-ar fi avut cum să treacă, nu, de porțile de securitate, că piuiau. Avea fier în picior, zicea că nu era lăsat, plătea avionul săracul degeaba biletul. El probabil că s-a dus cu mașina în Olanda. Și spune că pe drum a început să simte rău. Deci bine că s-a dus cu avionul și bine că nu a rămas în Urlați. Dar vecinii, prietenii colegiului care rămân în Urlați și care au această problemă, nu au norocul de a ajunge în Olanda la un doctor care să vadă ce este în picior. Am văzut și niște declarații de la spital, o uimiți cumva, dom'le, nu s-a văzut la pipăit, nu nici era... Nici la pipăitul 1, nici la pipăitul 2, nu. Nici la schimbatul pansamentului nu. 3, nici la nu. Da, noi știm, Tudor Mușa, de multă vreme, că noi suntem norocoși care trăim în București, unde sunt spitale, unde sunt medici, dar cei sau în alte orașe mari din România. Dar ce se întâmplă în provincie și în orașele mici, spitalele, da, să te ferească Dumnezeu să ajungi acolo la spital. Sunt atâtea cazuri. Să mai fi și denie romă. Și să mai fi, da, exact, și chestiunea asta e de discutat foarte serios în România, pentru că mor cu zile. Spitalele, știi că noi spuneam asta de ani de zile, că au ajuns, îți oferă cazare. Avem un caz care nici măcar cazare nu a oferit. Îți oferă cazare că te duci tu și cumperi un algocalmin sau o aspirină și te trimit acasă și îți oferă un pat. Acum nu-ți mai oferă lângă pat nici măcar o asistentă, că nu coboară sau nu vrea să se uite dacă naști sau ceva de soiul ăsta. Suntem într-o situație, domnul Rafila, văd că este cam absent, nu face spitale regionale, înțeleg, adică nu înțeleg, dar nu face nimic. Dar vine și face controle după, vezi că la noi toate sunt după. Facem controle și aflăm după ce s-a întâmplat tragedia. Am făcut control și DSP-ul, am zis, domnule, dar de ce am făcut înainte control? De ce nu face la Urlați? O dată pe lună, dacă știe că e o problemă acolo, ce face DSP-ul din județ? Doarme? Ce face inspectoratul școlar? Doarme? Să uită pe site-urile spitalelor, cum s-a uitat la Urziceni, probabil toată lumea, și a zis, mamă, ce spital ultramodern, că acolo așa era prezentat. Da, da. Sute de angajați, medici pentru toate specialitățile,
Dotări ultramoderne, aripi renovate, 6 milioane de euro cheltuiți pe an. Eu vreau să atrag atenția asupra unui alt aspect. Uitați, la Urziceni, acea femeie a născut în stradă pentru că nu exista un medic de specialitate care să o asiste. Bine, nu mai discutăm despre faptul că putea probabil să o asiste și un alt medic, că nu trebuie să fie. Era o naștere naturală, adică nu trebuia să... Au putut ambulanțierii, exact. Au putut și eu. Dar gândiți-vă că un medic specialist, pe orice specialitate la un spital, cum e cel din Urziceni, nu câștigă salariul minim pe economie. Adică câștigă o pălărie de bani. De la 20.000 în sus de lei. O groază de bani pentru și... orice, și pentru Germania e binișor. Exact. Dar minte pentru Urziceni, care nu e totuși un oraș foarte scump, ca să zic așa. Dar asta spune două lucruri. Unu, faptul că, din păcate, oamenii cu studii, oamenii educați, nu mai cred în România. Pentru că despre asta este vorba. Pentru că altfel de ce ar alege un medic care a ieșit de pe băncile școlii să nu stea la Urziceni, deși ieftin, cheia ieftină, poate și așa o casă pe pământ, unde, la Cluj sau la Timișoara nu și-ar permite. Bănuiesc că și presiunea e mai mică, că nu ai niște cazuri super mega complicate în general, și să se ducă în Germania, unde poate câștigă, nu știu, nu 4.000, 5.000, dar nu poate să câștige 100.000 de euro, clar. Deci asta e o chestiune. Doi, vorbește și despre disparitățile regionale în România și este un semnal de alarmă care trebuie tras urgent. Pentru că pe hârtie, România nu e o țară săracă, dar dacă ne uităm mai cu atenție, avem zone, cum e Nord-Estul, de exemplu, Botoșani, Vaslui, nu mai vorbim. Și această anumite regiuni din Ialomița, Urziceni este în Ialomița, și Călăraș, care sunt subdezvoltate. Și atunci, normal că nimeni nu va să trăiască într-un oraș în care n-ai un teatru, n-ai un restaurant, n-ai o școală ca lumea, pentru că doctorii nu o să se mulțumească un medic care a muncit, deja se am plus rezidenția 10-11 ani, ca să ajungă la un anumit nivel, să se mulțumească să se ducă la Căminul Cultural, la un spectacol de folclor și să mănânce un grătar la o singură terasă din oraș. Deci aici sunt probleme structurale ale societății și economiei românești, în care merg mai mult decât managementul defectuos al sistemului sanitar și asupra faptului că au fost, într-adevăr, păstrate anumite spitale care trebuia să fie, în cel mai bun caz, centre de ambulatoriu sau dispensare, nu știu cum să le numim, dar nu... Pentru a plasa, printre altele, oameni în funcție de management. Asta în ceea ce îi privește pe medici și disponibilitatea lor de a se duce într-un astfel de loc. Dar cum rămâne cu cei care totuși au ales să se ducă într-un astfel de loc? Ei au niște salarii bune, cum spune domnul Paraschiv. Iau niște bani pentru tot felul de alte lucruri. Decontează intervenții medicale până la urmă. Nu? Adică își justifică cumva prezența acolo, dar în realitate... Când te confrunți cu o situație nici măcar extraordinară, nu, iată, cum este o naștere la termen, i-a venit sorocul femeii, s-a dus la spital, nu sunt în stare să dea o mână de ajutor pentru că, și aici apar constatările, nu e linie de gardă dedicată. Secția, de fapt, nu funcționează, a fost transformată în altceva. Un management defectuos, de aceea condamn ferm, în calitate de secretar general al Partidei Romilor, condamn ferm acțiunile de vătaf ale primarului de la Urziceni și mai ales al managementului de la spitalul de acolo. Noi am semnalat încă de acum 2 ani modul în care cei de acolo se comportă cu cetățenii români de etnie romă atunci când merg la spital. Nu-i bagă în seamă, nu-i tratează, îi trimit la alte spitale din regiune sau la București, să meargă la București unde sunt mai mulți medici, chiar dacă ei au jurat, da, au un jurământ, da, pentru a se ocupa de toți cetățenii, indiferent de rasă, etnie și așa mai departe. Și ei ce fac? Neglijează persoane doar din prisma că sunt etnici romi. Primarul de acolo, Doamne ferește, bine că copilul este unul sănătos, doar că mama este de etnie romă și surdomută. Nu știu dacă știați acest aspect. Nu doar că îl știam, dar a avut grijă primarul să ne explice să explice de mai multe ori cum cinic, tipurile exact, nu contează cinic. Chestia asta. Nu contează, dar de fapt contează. Nu, da. Noi condamnăm ferm astfel de acțiuni. Pe 2 august a fost comemorat Holocaustul Romilor. Iată că astfel de acțiuni nu trebuie să mai existe în România. Modul în care acte de discriminare ale unor primari, în pandemie, acuza populația de etnie romă că a adus el, primarul de la Urziceni, acuza populația de etnie romă că a adus COVID-ul în țară și în România. Adică despre asta vorbim. Și nu am reușit niciodată să avem un contact cu el,
să discutăm, să vedem cum putem îmbunătăți situația romilor din comunități, din cartierele pe care el, iată, evacuează cu sutele de oameni, 150 de oameni, numai acum o săptămână a evacuat acolo, fără a le asigura nicio locuință socială și așa mai departe. Bun. Chiar dacă, să zicem, această femeie de etnie rom a fost ignorată din acest motiv și poate pentru o altă femeie, nu știu, s-ar fi găsit acolo cineva care să spună, hai domnule, că asist eu, chiar dacă nu sunt de specialitate, problema de fond rămâne și anume că acest spital figurează cu niște secții și specialități inexistente, de fapt, în practică, că acest spital are niște practici abuzive și ilegale, cum ar fi de pildă că această femeie nici măcar n-a fost consultată de medicul de gardă, oricare ar fi fost el, de indiferent ce specialitate. Medicul de gardă a fost preluat de o asistentă care a zis, a, naști, îți chem o ambulanță. Adică la noi n-ai ce căuta. Parafa medicului era folosită de asistentă, medicul respectiv nici măcar n-a fost chemat. Domn doctor, naște sau e pe cale să nască aici o femeie, veniți să vedem ce facem. Poate doctorul decide același lucru. Nu putea fi deranjat la cea oră. Nu putea fi deranjat. Despre ce vorbim? Deci avem aici o sumă de nereguli constatate de acest raport al Direcției de Sănătate Publică, în care reiese că toată prezentarea aia fantezistă și toate realizările alea cu care se împăuna directoarea și cu care se împăuna primarul, noi suntem pe plus, facem, dregem, avem realizări, așa, nu făceau doi bani, de fapt, într-o situație reală. Ele erau pe hârtie. Da, pentru că tot despre ce este pe hârtie auzeam și când s-au descoperit ororile de la azile. Pe hârtie totul era bine. Inspecțiile fuseseră, constataseră că oamenii sunt bine îngrijiți, că locurile sunt curate și așa mai departe. În spitale, Direcțiile de Sănătate constată că există o neregulă când omul pleacă cu, ați dat un caz mai înainte, da? Cu un obiect în corpul lui după o intervenție chirurgicală sau cazul acesta extrem de grav, extrem de grav. Cum să ajungă o femeie, o tânără, și să fie pe cale să nască și să nu-i ofere nimeni un pat, cât și aștepta o ambulanță. Chiar dacă era într-o situație poate deosebită, sigur că atunci trecea printr-o situație deosebită. Era o femeie care urma să nască, în câteva minute a născut pe trotuar. Atunci chem mai multe persoane, deci acorzi o stare de o reacție medicală mai rapidă ca om, trebuie să ai o altă reacție, nu cum s-au comportat ei acolo. Dar Direcțiile de Sănătate sunt ca și celelalte organe de inspecție din țara asta, din orice alt domeniu, foarte statice. Sunt locuri bine plătite, sunt posturi călduțe, sunt posturi conduse politic, așa cum și doamna manager de spital. Ați văzut ce fel de reacție personală a avut? Niciun fel de responsabilitate. A trebuit să-i se ceară demisia, pentru că ce să vezi? Presiunea oricum a fost mare, chiar și asupra acestui primar care se comportă ca un vătaf, ca un șef de... El cumva e peste destinele oamenilor, nu contează. Decide dacă cineva trebuie să nască în spital, pe stradă, în afara lui, nu contează. Acolo el este primar, el decide, că are voturile. Vedeți? Lipsă de educație, lipsă de resurse, lipsă de control. Dar de ce în 2023 avem aceste cazuri cu care ne este rușine să ne uităm noi înăuntru? Ce să mai vorbim din afară, că ajung pacienții în Olanda și constată medicii că în România lui 2023 o persoană poate să aibă, dita mai, obiectul metalic cusut în picior. Este halucinant, dar aici suntem, pentru că nu-și face nimeni treaba pentru care este plătit să o facă. Știți, e atâta de simplu. Dar pentru că fiecare șef de sus, adică dacă doamna manager îi acoperă pe medicii ce lasă parafa, ca parafa să poată fi folosită de o asistentă și așa mai departe. Deci tot acest circuit de la primarul care a pus-o pe doamna manager, da? După aia managerul pe ceilalți care lipsesc eventual de la serviciu și așa mai departe. Aceasta este problema, că toată această schemă s-au dus măcar 20 de ani. Că să spunem că după Revoluție 10 ani a fost aici... Să toacă acolo, repet, 6 milioane de euro anual este bugetul acestui spital. Și ca în multe alte locuri, și cum am dat exemplu și în educație, da. Dacă noi avem 40 de licee care nu au fost în stare să ia bacaloriatul măcar un licean în acele 40 de licee, întreb, de ce plătim atunci educația din acele instituții? De ce plătim în spitale acești oameni? Cui acord asistență medicală? Cum ne încredem?
Ce să facem? Ne adunăm toți. Uite, cine de asistent ar fi răspunsul simplu. Rudele și tot ce avem bun, le aducem în numai orașele mari? Da. Ce facem noi cu restul oamenilor din România? Asistentul e un fel de dispecer de taxi, dacă n-ați înțeles. Adică ea cheamă salvări, pentru că nici măcar asistente specializate, deci în moașe, să spunem așa, neonatologie, da, nu are acest spital. El n-are deloc această secție, care de altfel figurează acolo, are număr de paturi alocate, dar de fapt nu există, nu e funcțională. Și erau paturi libere în momentul în care... Erau paturi libere că secția toată nu primește. Da, dacă doamna manager nu ar fi doar un post politic și și-ar face treaba, ar avea conștiința meseriei, ar ști ce are de făcut și ar fi într-un control al funcției, pentru că a luat prin concurs acel post și știe că poate să plece dacă nu-și face treaba la 1, 2, 3 cazuri. Care patron ține și la spital privat? Ia să-l văd eu pe un spital privat. Cum ține medicii care ar putea să aibă astfel de rezultate? Deci raportul zice așa, spitalul nu are linie de gardă obstetrică ginecologie, nu are neonatolog, nu are asistente specializate, cum am zis, după ora 15 nu are medic anestezist, iar managementul nașterilor, să zicem așa, sau cazurilor obstetricale, ar trebui făcute de chirurgul de gardă, dar, atenție, acesta nu dispune de cunoștințele necesare pentru a gestiona un caz care aparține altei specialități. Și cuvintele domnului primar, știți care au fost? Ghinion, așa s-a exprimat. Da, exact. Ghinion trebuia să nască într-o zi de săptămână până la ora 4. Domnul Tudor Mușa, sunt și femeie, am doi copii. Eu sincer, l-aș da afară mâine. Eu înțeleg că a luat votul de la oameni. Dar cum e posibil să ai o astfel de reacție? Ghinion. Dar cum e posibil să spui, domne, nu mă bag? La televizor este ușor. Adică acțiunile lui sunt groase, grosolane. Adică nu te poți comporta și să arăți tuturor persoanelor că rasismul este în floare la Urziceni și nu numai. În România, peste tot. Și, așa cum spunea și doamna senator, acolo unde oamenii și primarii și managerii își dau silința, adică acolo unde oamenii înțeleg că omul sfințește locul, lucrurile se întâmplă cu adevărat bine. Sunt localități, sunt municipii, sunt orașe, unde sunt spitale rurale și acolo totul funcționează, să știți, foarte, foarte bine. Unde locuitorii sunt mulțumiți, am mers zilele trecute în teritoriu cu Partida Romilor, da? Și am avut ocazia să vizitez unele comunități care ajung la spitale din mediul apropiat. Erau foarte mulțumiți de medicii de acolo care își arătau deschiderea fatei de a se îngriji. Unde? Dați-ne niște exemple. Da, eu sincer nu în Țăndărei, de exemplu. Uh-huh. Da? Avem acolo, este un spital foarte bun, care la fel beneficiază de fonduri de la bugetul statului și din fonduri europene, care se dezvoltă și se caută să-și îmbunătățească actul medical. Păi, apropo de fonduri, poate le spuneți la coaliție, așa. Banii aia pe care îi țin la BNR valorează peste 40 de spitale. Sunt 40 acum. De spitale de la zero ar putea fi se făcute. Se deschid acum aceste linii. Și un spital se construiește în 3 ani cât își propune să rămână împreună acum, la guvernare. Doamna senator, da. Se deschid aceste deci linii exact pentru îmbunătățirea actului medical. Deocamdată ne bazăm pe cele construite de ONG-uri, care ONG-uri, după cum bine știți, trebuie să fie și penalizate de domnul Ciolacu. Le-a zis că aveți prea multe fonduri. Voi trebuie să faceți spitale și să ne arătați nouă că voi puteți, nu? Și că e în regulă. Domnule, mai punem și vă luăm de la nu orice le facem sponsorizare. Noi, să nu le faceți dacă voi. Mediul privat da. Dorește să vă sponsorizeze, nu, banii la noi. La noi să se ducă. Da, acum eu stau și mă întreb ce e asta cu medicul care nu și asumă riscul pentru că nu dispune de cunoștințele necesare. Și stau și mă întreb acum dacă nu cumva ambulanțierii aia care au zis, domnule, femeia asta chiar naște acum. Adică eu înțeleg că nu-ți asumi riscul în momentul în care spui, domnule, o să nasc cândva. Și zice, nu te preiau eu, că nu-s medicul tău, nu ginecolog, te trimit cu salvarea undeva unde să fii în siguranță și mai departe. Dar dacă lucrul ăla se întâmplă atunci, din indiferent ce motiv, că a venit femeia prea târziu, că nu a știut să explice, că mai știu eu ce, mai țineți minte moartea domnului Lăzărescu, da. Filmul da, acela? Exact. Acum e la fel, numai că e pe invers, da. E cu nașteri. E cazul fericit. Nu prea, problema este că există locuri în România în care nu se schimbă nimic niciodată. Iar asta este grav. Aici e o problemă și, din păcate, eu zic că în afară de câteva mari orașe în care totuși e o dinamică, dar și acolo sunt deficiențe, inclusiv la București, majoritatea sunt prinse așa într-o logică a vătafilor, o logică a neasumării, o logică a nepăsării și a nesimțirii până la urmă. Că aici vorbim de nesimțire și de lipsă de umanitate. Dincolo de faptul că este o palmă dată profesiei de medic și a jurământului hipocratic. Asta apropo de...
Deci, nu știu ce să zic. Eu am văzut de-a lungul anilor, în ultimilor ani, niște chestiuni care m-au șocat, începând cu cazul acela mult mediatizat din Caracal, continuând cu alte exemple de criminalitate organizată, terminând cu aceste ilustrații absolut șocante ale unor medii care nu au nicio legătură cu o țară civilizată și europeană. Eu vreau să știu cine își asumă, apropo de asumare ca lider politic, să atace aceste rețele ale criminalității, ale aceste cangrene ale societății, care, prin care un medic, probabil protejat de un politic sau nu, cine știe, sau prins efectiv într-o mentalitate care este dată de tot de cei de la vârf de acolo la nivel local, își permite să trateze așa un om, și nu orice om, ci o femeie care dă naștere unui copil. Uite, sper să n-aud și de data asta replica, domne, așa criticându-i ne pierdem medicii din țară, că dacă nu le recunoaștem meritele, îi aleg să plece peste hotare, ni-i fură alții, noi îi școlim, alții ni-i fură și așa mai departe. Că în cazul ăsta chiar nu cred că se potrivește o astfel de apreciere. În cazul ăsta nici dacă domnul doctor respectiv, care n-a vrut sau nu n-ar fi vrut să dea o mână de ajutor, ar avea un loc de muncă în altă parte. De multe ori când avem cazuri din astea, ne uităm și la protocol și la setul ăla de reguli pe care ar trebui să le îndeplinească protocolul în orice situație. Nu doar în spitale, în școli, în incendii, în orice. La noi, după atâția ani, există doar pe hârtie. Nu se știe ce cum trebuie să acționezi, dacă să-ți lași ceasul și verigheta când operezi sau nu, dacă sunt lucruri care în străinătate, în orice țară te duci, nu sunt niște amănunte pe care le treci tu cu vederea și asta este. Sunt niște reguli pe care le respecti cu sfințenie. În România totul este și dacă vine ce, nu am specializare, eu nu știu care este protocolul, dar mă îndoiesc că dacă domnul doctor, știi, din ce în ce mai mulți români, și eu sunt interesată de chestiunea asta, merg să fac cursuri de prim ajutor. Adică dacă, Doamne ferește, mergi pe stradă și cuiva îi se face rău, să nu mergi mai departe sau să aștepți salvarea, să știi ce să faci, să-i dai un prim ajutor. Un medic de chirurgie generală, putem noi să credem nu că n-ar fi știut exact să asiste o naștere, repet, o naștere, nu în calitate... Pot să cred, da. Pot să înțeleg că s-ar gândi, nu știu, de asta zic că nu știu care este protocolul, dar mi-e teamă că nu știe nici domnul, nici cei din care populează spitalul. Bine că spitalul. Știu cei de pe ambulanță, au pornit farurile la mașină exact, și au zis... Nu s-au temut că vor fi dați în judecată sau că li se va întâmpla ceva. Și uman, nu numai profesional, este să l-a ajuns pe orice semn al tău care corect are o problemă. De asta zic, dacă un cetățean merge la cursuri și le plătește ca să poată să dea o mână de ajutor, neavând specializări, nefiind medic, e foarte curios de ce un medic nu a făcut asta. Un singur lucru, domnule Paraschiv, pentru că raportul ăsta al DSP Ialomița n-are o concluzie, un set de măsuri, domnule, recomandăm aia, așa, așa, aia. Să ne gândim noi la ce ar trebui să se întâmple după acest caz, așa, în termeni generali, nespecializați medical. Ce trebuie să se întâmple la o astfel de unitate care defilează cu laude, toacă bani și așa mai departe și confruntată cu un astfel de caz nu face față? În primul rând, așa cum spunea și domnul ziarist și domnul și doamna ziaristă, să fie om. Medici înainte să fie oameni. Pentru că tratează oameni, au un jurământ și trebuie să se ține de el. De aceea și-au ales această meserie, să fie egali, să trateze orice persoană, indiferent de etnie, sex și orientare sexuală, că iată că multe... Înțeleg că trebuie să apeși un buton pentru asta dacă nu vine de la tine, cum iată n-a venit în cazul ăsta. Adică ai lăsat parafa la asistente și ai zis consultă tu. Exact. Despre asta vorbim. Să avem niște pârghii să-i determinăm să facă asta. Care ar fi? Păi iată constrângele pe care le putem arăta. Degeaba investim, degeaba sunt atâtea fonduri care le asigură un act medical performant, degeaba vine cu aparatură nouă, degeaba atât timp cât el nu este interesat să fie... Și domnul Paraschiv, iertați-mă că vă întreb. O să începem cu politizarea, să nu mai politizăm spitalele. Dar medicii nu sunt puși politic. Poate, adică uitați, managerii sunt puși politic. Poate și alții șefi. Uite, se schimbă și în București, la spitale importante din București, se schimbă directorii în funcție de cine ajunge la Ministerul Sănătății.
Și știu că e o problemă reală pentru corpul medical de acolo. Pleacă un ministru sau un partid, vine alt manager de spital și trebuie să se acomodeze cu ce este acolo și o iau cu proiectele de la început. Directorii medicali de gen... Deci asta e un început bun pentru... Clar, este un semnal de alarmă care trebuie să regândească întreg sistemul, să nu mai ajungem la astfel de cazuri. Este un semnal pe care trebuie tras nu cu o mână, ci cu două mâini și cu mai multe mâini, să se vadă că nu mai pot să acceptăm ca oameni să vedem la televizor astfel de întâmplări de... Da, de toată jena. Exact. Mulțumesc foarte mult tuturor. Ne întoarcem în câteva momente. Urmărim, așa cum vă promiteam mai devreme, ce se întâmplă cu acuzațiile la adresa fostului președinte american, Donald Trump, care apare iar într-un tribunal federal. Acuzații extrem de serioase, care pot să-i aducă mulți ani de pușcărie. Și, pe de altă parte, ce se întâmplă la granița Poloniei cu Belarus, pentru că polonezii, NATO în ansamblu, se tem că mercenarii Wagner încearcă să destabilizeze o fâșie de teren, o porțiune foarte delicată, despre ce e vorba, vedeți imediat. Polonia lansează un avertisment pentru aliații din NATO legat de gruparea Wagner și de ce face aceasta în Belarus. Se pare că mercenarii se mută pe flancul estic al alianței. Trupele paramilitare se află pe teritoriul bielorus de mai multe săptămâni, timp în care s-au antrenat activ cu soldații de acolo. Polonezii spun că miza ar fi destabilizarea regiunii din jurul faimosului culoar Suwalki. După ce insurecția armată a liderului Evgeni Prigojin a eșuat, iar trupele sale au fost nevoite să fie transferate în Belarus, Occidentul se teme că prezența Wagner la granițele NATO ar putea să destabilizeze alianța militară. Dzisiaj granice Polski i granica Litwy to są granice wolnego świata powstrzymującego napór przed despotią ze wschodu. Trzeba sobie to bardzo jasno powiedzieć, że właśnie na naszych granicach, na granicach litewskich, granicach polskich zatrzymują się najróżniejsze hybrydowe ataki, które obserwujemy od 2 lat. Declarația premierului Poloniei a avut loc la Gura Suwalki, o zonă de o importanță strategică deosebită atât pentru NATO, pentru că face legătura dintre Polonia și statele baltice, cât și pentru Rusia, deoarece ar putea face legătura cu Kaliningrad. Żeby zdestabilizować, żeby zasiać ferment, chaos, niepewność i jednocześnie pokazać słabość wschodniej flanki NATO wszystkim naszym partnerom w NATO. Analizele occidentale arată că aproximativ 4.000 de luptători Wagner se află staționați în Belarus. Mercenarii s-au antrenat activ cu soldații bieloruși și i-au instruit cu tehnici militare învățate pe câmpul de luptă. Recent, NATO a acuzat Belarusul că i-a încălcat spațiul aerian cu elicoptere militare. Încă de la începutul războiului din Ucraina, Minskul a permis Moscovei să folosească teritoriul țării drept rampă de lansare pentru invazia asupra Kievului. Chiar și așa, Belarus nu și-a angajat trupele în conflict. În direct cu noi, profesorul de studii diplomatice la Universitatea Oxford, Corneliu Bjola. Bună seara, domnule profesor, mulțumesc. Harry Bucur Marcu, expert în securitate, de asemenea legătură cu noi. Mulțumesc de asemenea, bun găsit. Încercăm să ne dăm seama, domnule Bucur Marcu, care ar fi miza pentru care bielorușii, mercenarii Wagner ar încerca să provoace acolo pe cei din NATO, ar încerca să destabilizeze această zonă, această fâșie îngustă care leagă practic Lituania de Polonia, dar care reprezintă și trecerea dintre Belarus și Kaliningrad. Păi e relativ simplu de explicat, pentru că ne spune chiar Putin de la Kremlin treaba asta. Acum, nu cred că sunt 2 săptămâni de când s-a adresat Consiliului său de Securitate al Federației Ruse exact pe tema asta, pe tema unei coaliții între Polonia, Lituania și Ucraina pentru a controla acel spațiu și pentru a crea o putere militară comună în zonă, astfel încât să fie imposibile orice succese din acestea militare pornite ori din
din partea Moscovei, ori din partea Minskului. Realitatea este că Putin a folosit subiectul acesta al tripartitei polono-lituaniano-ucraineană în ideea în care i-a avertizat pe ucrainieni că dacă s-ar băga într-o asemenea situație, ar ajunge să pățească cum au pățit cu nemții în 1939. Cam asta era ideea lui Putin. El are problemele astea ale lui cu interpretarea istoriei. Adică e deja având o parte din Ucraina în sub control militar în urma invaziei și în urma războiului de secesiune pornit în 2014, avertizează Kremlinul, Kiev, mă scuzați, că următoarea etapă ar fi ca NATO să ia o parte din teritoriu, să-l atribuie Poloniei și Lituaniei sub pretextul că apără Ucraina, astfel încât Ucraina să dispară de pe hartă. Iar în context, pentru ca să aibă credibilitate o asemenea situație, i-a pus pe mercenarii de la Wagner să facă niște demonstrații. Așa se numesc acestea, demonstrații de forță, știți. N-au caracter militar propriu-zis, decât sub forma aceasta, că iată, demonstrăm că suntem capabili să constituim o forță de câteva mii de oameni pe care să o antrenăm și să le ridicăm capacitatea operativă, astfel încât la nevoie să devină o amenințare pentru orice inamic. Dar mai departe de atâta nu am ce comenta. Sigur că da, reacția poloneză este o reacție firească. Ați văzut președintele Poloniei în fața militarilor, spune că într-adevăr e de lucru, adică iau în serios această demonstrație de forță, această amenințare cu forța, nu din partea acestui amărât de Wagner, că din partea foarte serioasă, din partea Kremlinului, care, cum vă spuneam, a evocat o asemenea posibilitate ca să existe o confruntare militară între Rusia și tripartita polono-lituaniano-ucraineană. Da, acum referitor la culoarul ăsta, la așa zisul coridor Suvaiki, până acum, până la războiul din Ucraina, rușii făceau legătura cu această exclavă Kaliningrad, fie prin Lituania, mai puțin prin Polonia, dar în orice caz nu de-a lungul frontierei care leagă cele două țări, acești 60 de kilometri de frontieră comună, deci nu așa mergând pe lângă graniță, că n-ar fi avut cum. Numai că odată ce a început războiul, domnule profesor, a început această teorie că rușii ar dori, într-o formă sau alta, să ajungă acolo prin acest coridor și nu prin interiorul celor două țări, Polonia și Lituania. E asta o provocare? Ei spun, e vital pentru noi să putem comunica cu zona Kaliningrad și atunci cumva o să ne luăm dreptul de a forța, de a încerca să mergem pe lângă frontiera asta? Asta se încearcă? Cred că pretextul poate să fie acest lucru, dar cred că gândirea strategică este mult mai largă. Și mă refer la conceptul de descurajare aici. NATO are un concept de descurajare care are două dimensiuni, sau avea două dimensiuni. Descurajare prin negare și descurajare prin pedepsire. Ce înseamnă acest lucru? Descurajarea prin negare este că dacă Rusia sau o țară atacă, ei nu poate să avanseze la graniță. Deci nu, negare de acces pe teritoriu. Și asta este o ceva nou care a apărut mai de curând. Până mai înainte de război, datorită faptului că nu se dorea plasare de trupe pe graniță, se vorbea de descurajare prin trupe, prin mișcări flexibile, prin trupe flexibile. Ce s-a întâmplat în țările baltice este că ei nu mai acceptă, adică dacă tu ești atacat, tu reziști cum reziști, chiar dacă ești ocupat, și după care vin trupele NATO și te eliberează. Această idee a decăzut după Bucea, după Izimium, în care lutanienii și baltice și-au dat seama că fiecare centimetru pătrat pierdut la ruși se încheie cu orori, se încheie cu dezastru, se încheie cu crime oribile. Deci nu putem să așteptăm trupele NATO. De aici apare această legătură cu Suvalkie, pentru că pur și simplu ar izola țările baltice. Deci ar face mult mai greu, nu, o anumită apărare a lor. Și acest lucru s-a discutat de mai mult timp.
Polonia are tensiune sare cu Belarus, nu este prima oară când sunt legături legate istorice. Lukashenko a folosit politic această amenințare din partea Rusiei repetat, atunci și cazul cu refugiații. Dar problema pentru Polonia, și îmi pare bine că au reacționat, este că ei nu-și permit să nu iau o treabă de acest lucru în foarte serios. Show-ul de unitate pe care l-a lăsat cu președintele iutanian, exact în zona respectivă, este destul de important. Și care cred că ar trebui să fie o lecție și pentru flancul din sud. Ce observăm în momentul acestei etape a războiului, două puncte noi de tensiune. La granița cu Belarus și Polonia și una în sud, în zona Dunării. Sunt două puncte de tensiune care sunt create de către Rusia prin escaladare. Și aceste provocări, într-adevăr, trebuie răspunse cu unitate, trebuie răspunse ferm și în niciun caz, în asta cred că și polonezii și lituanienii au fost foarte fermi, să consideră acest lucru că, în sfârșit, nu este foarte serios, că trupele Wagner sunt foarte minore din punct de vedere al capacității și că n-ar trebui să ia foarte în serios. Problema se pune de descurajare, de atenționare foarte clară a Rusiei că fiecare centimetru, dacă încearcă, va fi apărat și că nu îi se va permite niciun caz să folosească genul ăsta de acțiuni hibride, să se deroge de responsabilitatea în cazul unei infiltrări. Să ne mutăm un pic în sud, că tot pomeneați, aici la gurile Dunării, unde știm că au avut loc atacuri repetate cu drone rusești asupra infrastructurii portoare, mai întâi din Reni, pe urmă din Izmail ieri. Acum presa rusă susține că Ucraina se pregătește să lovească navele rusești care s-ar afla în zonă, în apropierea gurilor Dunării în Marea Neagră, folosindu-se chiar de drone care sunt lansate din România. Dacă ne uităm, domnule Harry Bucur-Marcu, la ce fac rușii în fiecare din aceste regiuni, ce încearcă? Încearcă niște provocări la adresa statelor NATO? Încearcă, eu știu, următoarea schijă dintr-o dronă, dacă pică pe teritoriul românesc, știu eu, la câțiva kilometri de Galați sau de Tulcea, să vadă ce se întâmplă sau care e ideea? Cine știe. Practic, de aici, de acasă, se vede că rușii n-au niciun fel de plan strategic în războiul ăsta. Deci au început un război fără să știe cum îl termină, fără să știe de ce îl încep, de fapt. Știind, singurul lucru care știau de la început e că nu au cum să-l câștige. Ei, în asemenea, să-l câștige militar, adică prin victorii pe câmpul, în teatrul de război, pe câmpul de luptă. Deci asta cu siguranță știau de la început, că n-au cum să o facă și nu și-au pregătit forțe care să fie capabile de o asemenea victorie. Mai departe însă este evident că ei nu știu ce se întâmplă. Au această operație care are deja peste 530 de zile, nu sau cât are, în care o operație de anihilare a națiunii ucrainene, și ca națiune, dar și ca stat independent și suveran. Și operația asta contează, adică Nu poate să fie realizată imediat, contează foarte mult pe prelungirea ei pentru a obține o victorie semnificativă. A zis că în răspuns NATO și la summit și așa mai și Occidentul în general spun deja că n-au cum să anihileze rușii. Bun, și atunci încearcă să creeze și un fel de panică. Vă întreb pentru că în România avem această, așa zis, mă rog, controversă iscată de cei din Cetalchioi, de pildă, de acolo din Delta, după ce primarul comunei a spus că dronele rușilor care au lovit portul Izmail au zburat pe deasupra României și una dintre ele a căzut în pădure, în apropierea comunei. S-au chinuit cei de la MAPN să demonteze această teorie, au trimis echipaje de căutare, n-au descoperit nimic, dar e de ajuns, iată, să apară un astfel de episod, să te întrebi: chiar așa e? Chiar așa s-ar putea ca lângă noi, aici, pe teritoriul românesc, să se producă așa ceva? Ei, asta este al doilea aspect strategic. Ce vorbiți acolo despre un sat oarecare. Dar vorbesc la nivel strategic. Rusia ține neapărat să aibă un cuvânt de spus în relațiile Ucrainei cu Occidentul și mai ales cu NATO. Ori noi facem parte din NATO și, ca urmare, rușii au declarat prin gura lui Putin și în general, asta este atitudinea lor, că ei se află deja în război cu NATO, care ajută Ucraina la
ca să câștige acest război. Fără ajutorul occidental, bineînțeles că Ucraina n-ar fi putut să ducă acest război atât timp cât l-a dus și mai ales cu șanse reale de a-l termina victorios. Dar realitatea este că rușii au nevoie neapărat să dovedească o rea credință din partea Occidentului, sub toate formele, față de Ucraina. Adică nu, teza lor promovată de Putin personal este că Occidentul nu vrea binele Ucrainei. Occidentul vrea ca Ucraina să dispară pe mâna rușilor, după care ei să profite de pe urma acestei situații, astfel încât să poată să cucerească teritorii din Ucraina, apropo și de Polonia și de Lituania, dar și de România, care are la gurile Dunării, ar putea să aibă, să zicem așa, sau are o istorie în care teritoriile respective au aparținut și provinciilor românești înainte de a fi luate de către țar în 1812. E bine, în asemenea condiții, asistăm exact partea asta hibridă a conflictului, în care se spun vorbe fără autoritate clară, se fac pași aproape de război sau de agresiune, fără să se facă agresiunea propriu-zisă, astfel încât toată lumea se uită la acest joc al replicilor ca fiind un avertisment că s-ar putea, războiul acesta ar putea să aibă și o altă turnură, dar deocamdată nu avem semne de așa ceva în afara retoricii. Mergem și în Statele Unite, vedeți imagini acolo cu susținători ai fostului președinte Donald Trump, pentru că el, vă arătam imagini câteva minute mai devreme, a venit cu avionul în Washington DC și deja a intrat în clădirea Tribunalului Federal, a fost pus sub acuzare pentru încercarea de a anula rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020, pe care, cum știm, le-a pierdut în favoarea lui Joe Biden. E acuzat de conspirație în vederea fraudării Statelor Unite, conspirație în vederea obstrucționării unei proceduri oficiale, obstrucționarea și încercarea de obstrucționare a unei proceduri oficiale, conspirație împotriva drepturilor și așa mai departe. Deci e un pomelnic întreg aici. Domnule profesor Bjola, asta în condițiile în care Trump, bine cotat în sondaje, se pregătește să candideze din nou. Ce se va întâmpla? Se pare că, într-adevăr, genul acesta de spectacol îl ajută să câștige nominalizarea Partidului Republican. Îl va ajuta. Este mai puțin probabil că va ajuta să câștige, dacă va intra în cursă, împotriva Biden, dar multe sunt variabile în joc până atunci. Dar ăsta este un moment foarte important pentru politica americană. Eu spun momentul Mussolini. Este vorba de o insurecție armată pentru menținerea la putere împotriva, practic, a statului de drept. Și asta a fost dovedit. Acuzațiile care au fost, asta e a treia acuzație, mai urmează una cam peste vreo două săptămâni din statul Georgia și în care probabil va fi la fel de serioasă, demonstrează că, într-adevăr, Trump nu este interesat de statul de drept, nu este interesat de a se menține la putere și miza pentru Trump este foarte ridicată. El speră, asta e singura lui șansă în momentul de față, să, prin câștigarea alegerilor, să rămână liber și în viață. Mă refer la faptul că dacă aceste investigații și este condamnat, va sfârși în închisoare și va muri probabil în închisoare, pentru că sentința pentru genul acesta de cazuri se măsoară în decenii. Deci miza pentru el și pentru familia sa financiar este foarte ridicată, pentru el nu va da înapoi. Ce este mai siderant este faptul că o mare parte, aproape 37-38% conform unui sondaj din Partidul Republican, consideră că n-a făcut nimic rău. 37%, mă refer la facțiunea MAGA, care e o facțiune exact de factura de care spunea în momentul Mussolini și care, într-adevăr, este un semnal de alarmă serios, pentru că în cea mai consolidată democrație din lume acest lucru se întâmplă și ne pune întrebarea prin oglindă, pentru că avem cazurile noastre de extremiști în România, ce se poate întâmpla. Urmărim și ce cazul. Mulțumesc, domnilor, amândurora. Știrile nopții imediat. Ne revedem mâine seară.